O tânără de 18 ani a fost fotografiată pe marginea unei șosele supranumite Drumul Morții, apoi a dispărut fără urmă. Rudele fetei au căutat-o disperate zile în șir, însă, deși sperau să o găsească în viață, nu au avut parte de finalul fericit la care visau din tot sufletul. Trupul tinerei a fost descoperit într-un motel abandonat. O tânără privește în zare, în întunericul nopții, pe drumul slab luminat de farurile mașinilor. Aceasta este ultima imagine cu o fată de 18 ani ce părea că s-a dizolvat, pur și simplu de pe fața pământului. Aceasta petrecuse în Mexic, alături de doi prieteni, iar în momentul imortalizat se afla în drum spre casă. S-ar fi certat cu o persoană din grupul cu care ieșise, iar apoi a contactat un șofer de taxi cunoscut care era atunci în afara programului de lucru. Bărbatul are 47 de ani. În timpul cursei, între clientă și șofer, ar fi avut loc o ceartă aprinsă. Bărbatul, care nu activase aplicația de ride-sharing, a abandonat-o în mijlocul șoselei, cunoscută de localnici drept Drumul Morții. Numeroase persoane și-au găsit acolo sfârșitul, ori au dispărut fără urmă. 77 de victime au fost raportate doar anul trecut. Tot acolo a fost realizată și fotografia care le dă fiori rudelor fetei. Căutările disperate au continuat zile în șir, timp de aproape două săptămâni, în paralel cu ancheta poliției.